Procesul de descentralizare care se pune în practică în întreaga țară de la 1 ianuarie 2014 va aduce modificări mari în privința instituțiilor deconcentrate aflate acum în subordinea ministerelor și care vor trece în mare parte către consiliile județene, iar conducerile acestor instituții vor fi schimbate. Proiectul de lege realizat de Ministerul Dezvoltării, condus de Liviu Dragnea, vizează mai multe domenii, printre care și agricultura, iar acest subiect a fost dezbătut și în cadrul ligii aleșilor locali PSD de săptămâna trecută. Am avut discuții serioase cu niște agricultorii, un om tânăr, un om modern, un om vizionar, care a înțeles că principala atribuție a Ministerului Agriculturii trebuie să fie politica națională în agricultură, reglementări care să fie schimbative pentru fermieri și rolul ministrului este să coordoneze, să monitorizeze, să elaboreze politicile naționale. Proiectul prevede transferul unor instituții centrale de la ministere către consiliile județene și locale. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ar urma să asigure îndrumarea și controlul pe domeniul specific de activitate al direcțiilor agricole din cadrul consiliilor județene. Direcția agricolă trecută la Consiliul Județean, trecută într-o subordonare și o coordonare a tuturor autorităților locale, va face ceea ce trebuie să facă, și anume să fie o instituție care să sprijine dezvoltarea agriculturii din județ și care să sprijine în mod efectiv fermierii de acolo. Pentru că e vorba de viitorul lor, e vorba de agricultura lor. Sigur, Ministerul se ocupă de subvenții, se ocupă de programele naționale, dar administrarea efectivă a agriculturii trebuie să fie acolo, acasă, la fermieri. Uniunea Social-Liberală a decis astăzi varianta finală a proiectului descentralizării, urmând ca în 14 noiembrie să fie adoptat de guvern, iar în 19 noiembrie executivul să-și asume răspunderea în fața Parlamentului.